În al preasfințitul părinte Andrei, mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, a târnosit astăzi biserica parohiei Dej 4 cu hramul Sfântul Apostol Andrei. Se sfințește biserica aceasta cu hramul Sfântul Apostol Andrei, prin stropire cu apă sfințită și prin ungere cu Sfântul și Marele Mir. În numele Tatălui, amin, și al Fiului, amin, și al Sfântului Duh. În continuare, ierarhul a săvârșit Sfânta Liturghie și a rostit un cuvânt de învățătură în care a vorbit despre importanța mărturisirii credinței. Să știți că e o neputință, e un păcat a nu-ți mărturisi credința. Și de aceea mi-am intitulat predica Rușinea de a ne mărturisi credința. De aceea am și început predica cu cuvântul din Evanghelia de astăzi, pentru că Domnul Hristos ne sugerează această predică. Cel ce se va rușina de mine și de cuvintele mele în neamul acesta desfrânat și păcătos, și Fiul omului se va rușina din el când va veni într-o slava Tatălui Său cu Sfinții Săi Îngeri. Observați și dumneavoastră, cum observ și eu, că mai nou, așa mi se pare, mai nou, mai puțin oameni foarte cruciulița la vedere. Și bărbați, vezi, zice, da, e foarte important lucrul acesta. E important. O cruciuliță la gât mărturisește că ești creștin. Ba mai mult, am înțeles că sunt locuri în lume unde nici nu este prea îngăduit ca să porți cruciulița la vedere în unele instituții. Ei, Domnul Hristos ne spune că cine se va rușina de El și de cuvintele Lui în neamul acesta păcătos și desfrânat, și El se va rușina atunci când va veni într-o slava Sa cu Sfinții Săi Îngeri. În cadrul slujbei, ierarhul a hirotonit un preot. Pentru întreaga activitate desfășurată în al preasfinția sa, a acordat părintelui paroh, Silviu Pop, distincția Crucea Transilvană. Pentru parohia Sfântul Apostol Andrei din Dej, astăzi este o mare sărbătoare pe care mulți dintre noi sau majoritatea o vom ținea minte pentru mult timp de astăzi înainte. Pentru că a zidi o biserică din temelie și a ajunge la sfârșit ca un ierarh să o binecuvinteze este un dar de la Dumnezeu, de care se învrednicesc credincioșii odată la 100 sau la 150 sau la 200 de ani. A zidi o biserică înseamnă a-ți asuma o cruce. Și această cruce am dus-o împreună cu dumneavoastră din anul 2011 și până astăzi. Nu oricărei generații îi este dat să zidească casa lui Dumnezeu. Dumneavoastră, credincioșii acestei parohii, ați avut chemarea de a înfăptui această lucrare minunată pe care v-ați împlinit-o cu multă responsabilitate. Această ctitorie se datorează inițiativei părintelui nostru mitropolit Andrei, care a simțit necesitatea ei și care, împreună cu vrednicul de pomenire, protopopul nostru Teofil Herinianu, și cu părintele secretar Gavril Chiril, amândoi slujind în acest cartier, au pus bazele parohiei Sfântul Apostol Andrei în urmă cu 8 ani de zile. La eveniment au fost prezente și autorități locale și centrale. Primarul municipiului Dej, dar și alți binefăcători, au primit distincții de vrednicie pentru sprijinul acordat bisericii. Pentru noi este un moment deosebit, un moment care ne dă speranță că putem face lucruri bune pentru comunitatea noastră, lucruri bune atât până de învățământ, până de sănătate, până de cultură și atât până de religie, pentru că religia este o componentă importantă a tot ce înseamnă viața unei comunități. O biserică este simbolul unei comunități și noi trebuie și avem obligația de a construi, de a investi în biserică. Investit în biserică, investim în religie, investim în credință, investim în viitorul copiilor noștri, pentru că cu siguranță vom face tot ce depinde de noi în așa fel încât credința în Dumnezeu o transmitem copilor și nepoților noștri. Biserica Sfântul Apostol Andrei a fost construită între anii 2011-2016, iar între anii 2016-2019 a fost împodobită cu pictură în tehnica fresco.